Salut și bine ați venit din nou joi la un nou episod de Pack Opening. Data asta, nu știu dacă e ceva mai special, dar pentru mine e o emoție diferită. Pentru că am șansa să-l prind pe Cristiano Ronaldo Team of the Season. Nu neapărat Team of the Season, dar am șansa să-l prind pe Cristiano Ronaldo. Nu l-am prins niciodată, în fiecare an mi l-am dorit, nu a fost să fie. Am prins Messi de două ori, dar uitați-l. E jucătorul meu preferat, all time. Și sper să-l prind. Mergem la FUT Champions, unde v-am zis în clipul de marți că o să discutăm mai bine. Ei bine, vedeți foarte clar pe ecran, Gold 3, 16 cu 14, este total vina mea că n-am făcut Gold 2, dar nu este vina mea că n-am făcut Gold 1. Aveam 16 win-uri cu două meciuri rămase, nu am fost în stare să mai câștig un meci, îmi asum, oricum eram destul de tiltat și puțin nervos. Și nu știu, frate, eu când am șanse la Gold 1, joc mult mai motivat. Dau totul, frate, dacă e 3-0, joc acolo. Deci am revenit weekendul ăsta într-un meci, aveam 7-2 și adversarul avea Nazario, Ronaldo, o echipă tare. Avea 3-1-65, am făcut 3-3-92 și l-am bătut la penaltiuri. Se făcuse 4-4 și l-am bătut la penaltiuri, 3-1 sau ceva de genul, nu mai știu. Și ideea e că atunci eram super motivat să-l bat pe la chiar dacă mă conducea cu 3-1 și avea bulan. Pentru că aveam șanse la Gold 1. Am făcut 7-2 sau 8-2, nu mai știu, vineri, sâmbătă s-a mișcat oribil, am pierdut primele 3 meciuri din cauza conexiunii, apoi am câștigat iar 4 meciuri și am mai pierdut unul, nu știu. Și cel mai tare, duminică, la 11 cu 6, iar am pierdut 3 meciuri în primele 3 meciuri tot din cauza conexiunii. Eu n-am înțeles absolut nimic ce s-a întâmplat, în fine, nu contează. Și v-am zis, n-am putut să fac gol 2, aia e. Oricum eram destul de supărat că n-am putut să fac gol 1, că să pierd 6 meciuri din cauza conexiunii, n-aveam ce să fac, aia e. Mergem după pe contul lui Iani și vă explic și acolo ce s-a întâmplat, că am jucat și la el pe cont 6 meciuri. Deci avem și reward-urile lui în acest episod. Gol 3, bă, dacă e să fie Ronaldo, aia e. Dacă nu, mai avem și pachetul ăla garantat, o să-l vedeți puțin mai târziu. Încep cu 1, frate, hai să vedem ce poate fi aici. Van den Beek. Bă, n-arată rău, mă, dar nu îl pot integra. N-am ce face, că-l vreau să vă mai zic, uitasem. Măcar Paulinho să-mi dea, deci Paulinho chiar mi l-aș dori. Dacă nu e să-mi dea Cristiano Ronaldo. Și nu vreau Dybala, că l-am. Hai, mă, dă-mi aici, hai, Ronaldo, ultima șansă. Da, de vrai. Din nou, bine, acum e gol 3, nu mai știam, dar am făcut 3 gol 1 la rând, dacă a zis bine. Eu 2, Mario 1. Și bă, nu mi-a dat nimic la red pick-uri să pot să folosesc. Mi-a dat la garantate, nu am de ce să min. Mi-a dat Richarlison, mi-a dat Griezmann. Dar la red pick-uri, absolut nimic. Ăsta dacă n-avea 3 wifi chiar era un super sub decent. Așa cum se leau pe De Vrij. Pentru chemistry, mă, 2 olandezi lanși pe Van Dijk. Dar nu se compară cu Milit. Nu se compară cu Militao niciodată. De Vrij, iar ăsta cu... nici cu Goretzka, nici cu... Vieira, clar. Hai să mergem la Rivals, n-am jucat absolut deloc săptămâna asta, nici nu știu dacă sunt rang 3 ar fi perfect. Dar nu am timp, efectiv. Acum am examen într-o oră, trebuie să-și filmez, am luat foarte puține pack-uri, foarte puține conturi săptămâna asta deschis, de aia nu fac live. Sper să înțelegi, o să mai vedeți și mâine un episod și atât pentru săptămâna asta din ceea ce privește reward-urile. Cred că e un mega pack, două mega pack-uri sau 4. Bă, iau 4 pentru că sper la squad finesuri. Nu m-am nici coins. Da, rang 3, divizia 4, 4 megapack-uri, hai că e ok. Hai să mergem la aceste minunății de pack-uri. Să vedem ce poate pica. 6 megapack-uri și un rare player spec. Bă, dacă prind minim 2 walkout-uri, chiar e ok. Dar încă e șansa să prind Ronaldo, în primul megapack nimic. Cred că e untradeable. Așa ar fi normal. Și... e tradable. Ca de obicei le pune la final, nu înțeleg de ce. Slab de tot pe ăsta și mai era și tradable. Bine, atunci pe ultimul las, deschid astea. Dacă ăsta e tradable, e hoție, frate. Mi le schimbă cum vor ei, când e slab, mi-l pune pe la tradable. Minim boards, hai să vedem. N-am mai primit de mult la Rivals ceva, doar boards, aia e. Italia. Și nu e Team of the Season, cine e, mă? Oh, Jorginho. Bine ai venit, mă, Jorginho. Am umblat din nou la setările microfonului, sper că data asta o să se audă mai bine, eu vă dea seama, am testat înainte, se auzea ok. Dar rămâne de văzut când îl bag în programul de editare, cum o să fie.
Două scoate. Și asta era trei. V-am zis. Deci ăștia îmi schimbă pecurile, frate. N-are cum. Unul la final, unul la început, ambele trei de bani, mă, pe bune. Deci n-are cum așa ceva, cum e posibil? Măcar chestia asta e scumpă. Deci explicați-mi voi cum e posibil. L-am deschis pe ultimul, a fost 3 de bol. Am zis ok, ăla dinaintea lui e tot 3 de bol, așa că încep cu primul, pentru că două de la Weekend League erau 3 de bol și restul 4 de la Rivals erau untradeable. Nu era logic să le pună grupat, că am luat mai întâi FUT Champions-ul. Unde-i logica asta de la eSports? Acum am rămas cu megapecurile în 3 de bol, ce să facem? Mi se pare absurd. Ia unul dintr-o parte, unul din cealaltă parte, ambele 3 de bol. Mă lași. Nimic aici. Nici nu am uitat la squad finesuri. Da, nu mai contează oricum. Mega pe hai mă, dăm și mie ceva. Mamă, carne boliar. Măcar Champions League player, că am nevoie. Wijnaldum, Tolisso, Jovic, Castiles și ei mi-ar arătau pe Ponziu ăsta. Super, mă. Bravo. Ce să zic? Cei mai tari? Două squad finesuri. Engine, păcat, păcat, că era scump. Astea nu vreau să le postrez, mă, Pavar, Pavar, zic că l-am tradable. Da, mă. Așa, da, am mai făcut niște coinsuri acolo. Megapack. Penultimul Megapack de pe contul meu, că poate veni și la Giannis. Nici măcar. O, oh, Champions League, e bine, e bine, aveam nevoie de el. Nu contează cine e. Lucas Vazquez. Da, cred că e bun, cred că e bun. Îmi rest slab pe cu, bă, niciun oca, mă, chiar așa. Asta e, ce să facem. Săptămâna viitoare, poate, o să... A, da, am uitat să vă zic. Am luat decizia ca weekend-ul de săptămâna asta să fie ultimul meu weekend league, pentru că m-am enervat destul de mult și nu prea o să mai conteze după, mai e ultim. Mai este Ultimate Team of the Season, nu o să joc eu pe cont atunci, dar o să avem reward-uri și acolo. Apoi, dacă mai vrea cineva și joacă la Weekend League după și să-mi dea mie să-i deschid reward-urile, bine, dacă nu, s-a terminat seria cu Pekoning la FUT Champions. Team of the Season Walkout, hai să vedem! China. Mă, măcar Paulinho, frate. Da, e ok, o să-l bat la SBC-uri. 84, pe bune, putea fi unul mai prost. Ai, mă, mă, lași. Du-te de aici. Mi l-au dat pe cel mai prost, bă. Gata, s-a dus red list-ul, băieți. S-a dus. După Dybala nu s-a mai, nu mai vine. E gata. Și ultimul pack de pe contul meu, dar poate mai fac. Poate mai fac. Nu știu. Dacă nu, ne mutăm pe contul lui Giannis. Hai să vedem. Minim boards, e 3 level pack-ul. Dă-mi un team of the season iar. Hai că-mi dă. Doar boards. Aia e. Atât s-a putut săptămâna asta, Franța, CDM. Mamă, de când am mai prins Matuidi, nu știu dacă am prins anul ăsta Matuidi. Poate la început de joc. Dar chiar n-am mai prins de mult un Matuidi. Anul trecut, cred că avea tot 85 și era walkout și era troll mare la Cante. Toată lumea l-a înjura când prindeau Matuidi. Pentru că, na, nu trebuia să fie walkout. Și eu nu pot dau skip acum, a, dacă se vede. E bun jocul. A, mi s-a dus controllerul, da. Foarte logic să se deconecteze controlul. Hai să vedem că am mari emoții. Practic, Ronaldo e singurul pe care mi-l doresc și nu mi-a picat în PEC. Nu mă refer anul ăsta. De când joc eu FIFA, nu am prins Ronaldo în PEC. Și mereu mi-am dorit să prind. Am foarte mari emoții. Te rog! Doar Portugalia să fie acolo. Hai mă! Dă-mi! Te rog! Franța, LB? Da, Hernandez. Bă, nu e rău. Dar din păcate nu e Cristi. Unde ești, Cristi? Trebuia să fim pe la mine. În fine, băieți, asta e. Voi deja ați văzut reward-urile mele. Eu sper că au fost senzaționale. Bine, având în vedere că a fost gol 3, mai bine tag din gură. Cât costa băiatul ăsta? 380. Bă, am prins bine, eu zic că e win. Eredivisie ori Liga Chinei, ca să nu citesc chestia aia, Team of the Season Player, Paulinho sau Proms ar fi perfect, dacă nu, nu știu, să pice un ofor al mare peste 90, să mă ajute la SBC-uri, că
Nu știu dacă poate fi cineva mai bun afară de Promes sau Paulinho. Hai cu Brazilia acolo să nu fie troll. Hai mă, dă-mă și mie ceva bun azi. Brazilia, ce me, te rog! Striker, bă, nici asta nu cred că e rău. Dar îmi doream Paulinho, mă. Ce era așa greu să-mi dea Paulinho? Eu zic că era perfect să-mi dea Paulinho. Îmi dai troll așa, nu e frate amuzant. Asta cât costă? 200.000? Hmm? E ceva de capul dacă costă 450.000, nu? Ia. 4 cu 4. Ah, e mai bun Richarlison de 1000 de ori. Dar asta e mai rapid, mai agil, balance bun. Bă, e decent. Na, nu mă pot plânge, dar nici ca super sau nu cred că o să-l folosesc. Habar n-am. Poate o să-l încerc. Poate o să-i dau o șansă, nu știu. Suntem pe contul lui Giannis. Food Champions, Giannis avea 12 cu 12 și n-a mai putut să joace, m-a rugat pe mine să-i joc și am câștigat toate meciurile, nu vreau să mă laud sau ceva. Meritul a fost a conexiunii, nu știu ce s-a întâmplat, eu am avut foarte mari probleme pe contul meu cu conexiunea din cauza serverilor, iar când am mișcat la el s-a mișcat impecabil. Am vrut să donez ultimul meci pentru că deja făcusem 17 și mai rămăsese un meci, dar Arvesor avea super echipă și a zis că bă, dacă e mai bun mă bate, dacă nu, aia e, oricum. Mi-a făcut foarte mare plăcere să joc pe conexiunea aia și nu știu, poate e din cauza contului, poate eu am avut probleme din cauza contului meu, nu știu ce să mai cred. Hai să vedem dacă pică bine sau nu. La gol 2, poate acum vine Cristiano, eu încă am speranțe, încă l-aștept și Giannis l-așteaptă, toată lumea l-așteaptă. Hai cu picul 2 și Chesney, Acerbi. Bă, cam slab pe pace Acerbi. Vreau să văd ce vrea Giannis. Ok, l-a ales pe Chesney. Păcat că doar atât. Băi, de la Juve trebuia să vină striker portughez, nu portarul. Hai odată. Hai mai aici, Cristiano. Ilicic, bă, de jur. Jur că dacă Handanovic era cel mai mare și de ambii portari, mă supăra în rău. Dar Ilicic e zeul meu de la Atalanta. Nu e rău deloc. Bă, nici Oscar, sincer, a 4 cu 3 bani. E rău, mai bine Ilicic. Hai să vedem. Din păcate n-a fost Ronaldo. Chiar îmi pare rău. Ilicic, clar. Fără discuții, bă, n-a fost așa rău, păcat că nu cred că o să poată folosi pe niciunul, dar îl ajută la SBC-uri. Totuși, Giannis, dacă vezi episodul, nu ți-aș recomanda să mai faci un mid icon, dar rămâne de văzut. A zis să iau tradable, nu știu ce rang, nu știu ce divizie. Rang 2, cred că 5 divizia. Da, cred că e 5. Și hai să vedem, 5 pack-uri. Nu știu niciodată. Rar gol pack. Hai mă. Nu am făcut gol 2 degeaba. Giannis m-a rugat să-i fac măcar gol 3. Și eu am fost nebun și am făcut gol 2. Să vedem dacă am făcut degeaba sau nu. Matip. Bă, nu e așa ieftin Matip. Dar Giannis știe mai bine ce să fac cu el. Avem mai pack-uri tradable. Deci așa e sports. Dați-ne și nouă mega pack. Un walkout măcar, un team of the season. Minim boards, hai să vedem la acest mega pack ce este. Doar boards. Cine poate fi? Germania. Rămâ. Gnabry care abia a fost team of the season? Of course, of course. Bă, nu știu, da. În loc să-i dea ca team of the season, ți-i dă ca... după ce au ieșit. Oricum am prins Gnabry team of the season pe contul lui Răzvan, l-a garantat. Și chiar și-l dorea. Acum încep pack-urile bune. Rar mega pack. Te rog, dă-i un team of the season. Mai dă-i ceva, că n-a fost suficient. Nici boards, ai mă, pe bune. Ce-i asta? Rar player spec, hai mă. Aici trebuie să fie team of the season, n-are cum. N-are cum să nu fie team of the season. Nici boards. Glumiți cu mine, Champions League player, măcar 83. Da, 83, ok, ok. Puteam mult mai bine, dar ei sports a zis nu frate, 2 de 83. Am un noi de la Leverkusen și ultimul pack. Bă, ne-am deschis în viața mea cu cotul, nu știu dacă se vede pe cameră, nici nu-mi pasă, am deschis cu cotul. Ia, ce se poate întâmpla? E o premieră și pentru mine asta? Nici sports, băi. Ai mă, pe bune, vă bate joc. Chiar îmi pare rău, dar atât s-a putut. 6 scoat finesuri, afacere, contract pack, păi da, păi cum nu. Asta e,
ne facem și outro aici. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like. Dacă sunteți noi și, nu știu, vă place de fața mea, de ceea ce fac pe aici, abonați-vă. Nu uitați, cine nu a activat toate notificările de pe clopoțel, vă rog frumos, apăsați pe clopoțel și bifați toate sau all, depinde cum vă apare, ca să nu pierdeți niciun episod, pentru că YouTube nu mai trimite notificări dacă nu aveți toate aia bifată. Nu știu de ce, dar eu zic că nu vreți să pierdeți, pentru că am prins niște jucători foarte tare în ultimul timp. Griezmann, Richarlison, Dybala, Bullitt. Nu știu ce să mai zic. Deci nu vreți să pierdeți următorul jucător extraordinar, ce să zic. Așa că vă rog frumos, mergeți, apăsați clopoțelul, bifați toate notificările și toată lumea o să fie fericită. Până data viitoare aveți grijă de voi, eu am fost Aluc și ne vedem mâine cu celălalt episod de Reward-uri. Salut!